Tinerii care l-au ucis cu sânge rece pe sloven ajung după gratii, după schimbarea încadrării juridice a faptei. Procurorii au solicitat arestarea preventivă a celor 4 tineri care l-au ucis pe bărbat, aceștia riscând acum ani grei după gratii. Primarul comunei spune despre agresori că erau niște tineri care nu făceau probleme în comună, iar vestea a căzut ca un șoc pentru toată lumea. Noi detaliez la iveală în cazul slovenului ucis de 4 tineri. Unul dintre agresori este un tânăr solist de muzică populară. Vorbesc despre acel copil solist de muzică populară să-i se întâmple un astfel de necaz. A venit săracul să-i investească în sat o brumă de bani, că nu era un om bogat. A zis că își face o afacere și de fapt această afacere l-a dus la un mare necaz. Deci nu este posibil să ți se întâmple în viață un necaz ca acesta. După 2 săptămâni de la scandal, slovenul a decedat la un spital din Craiova, acolo unde a fost transferat în stare gravă. Procurorii au schimbat încadrarea juridică a faptelor, iar acum agresorii sunt cercetați pentru omor. Parchetul de pe lângă Tribunalul Gorj a solicitat judecătorului de dreptul și libertăți să dispună înlocuirea măsurii preventive a controlului judiciar cu măsura arestării preventive față de 4 persoane inculpate în cauza în care se fac cercetări privind conflictul din data de 12 februarie derulat într-un bar din localitatea Drăguțești, județul Gorj. Primarul Ion Popescu spune că pentru prevenirea unor fapte de acest gen, autoritățile ar trebui să ia altfel de măsuri. Spuneam de foarte multe ori că sportul este cel mai important lucru pe acest pământ. Dacă organizăm competiții în săli, pregătim copii, îi disciplinăm, nu facem nimic altceva. Asta îi rog pe toți, care sunt antrenori, profesori, cu școli, să facă în așa fel încât să strângă cât pot de mult copiii prin sălile lor și să îi disciplineze. Să îi învețe că, de fapt, dintr-o palmă, un om poate să dea cu capul de ciment și să moară. Să le explice. Să mergem cu copiii din școli și să le explicăm copilor să facem vizite la penitenciar. Chiar am discutat cu domnul director. În perioada aceea de școală, altfel, îi rog pe domnii profesori să-i ducem la penitenciare pe copii și să tragem un semnal de alarmă, că dacă greșești, acolo ajungi. Cei 4 tineri care au făcut oribila faptă sunt învinuiți acum de omor, aceștia au ajuns acum după gratii și riscă ani grei de închisoare.